În ajunul sărbătorilor de iarnă, copiii din întreaga lume îi scriu lui Moș Crăciun scrisori, fie că vor o mașinuță, fie că vor o bicicletă, fiecare are visul lui. Și astăzi, copiii dintr-o grădiniță din capitală i-au scris moșului. Să vedem care sunt dorințele lor. Ce vrei tu de la Moș Crăciun? O bucătărie. Ce să faci tu cu bucătărie? Să fac mâncare. Îți place să gătești? Da. Ce îți place să gătești? Hamburger. Un robot cu telecomandă. O păpușă. Un microfon. Ne duc în costum Spider-Man. Vreau un puzzle de 200 de piese. Te ajută la mușchi. Care mușchi? De la braț. Am și un puzzle de 3000. Și ți-ai întrebat mușchi? Nu chiar. Copiii spun că au fost cuminți și merită cadourile dorite, pentru că au făcut multe fapte bune. Unii și-au ajutat bunicii, alții colegii de la grădiniță. Când Adrian era supărat, eu l-am înveselit. Ajut pe bunica, pe bunia lui. Am aruncat la gunoi și șervețele, am aspirat cu aspiratorul, am măturat. Pe mama o ajut la curățenie. Ea îmi spune să-i aduc ceva și eu îi aduc. Când vine vorba de Moș Crăciun, micuții știu sigur cum arată bătrânul din Laponia. Cum arată Moș Crăciun? Bătrân. Neapărat bătrân? Da. Dar dacă e tânăr cu barbă? Nu-i moș? E moș. Iar cum e barbă? Albă, puțin mare. La ce bun are nevoie moșul de barbă? Că noi să credem că este Moș Crăciun. De câți ani are Moș Crăciun? 20. Cât de înalt e? 1 metru. Cum e acolo la polul nord? Frig. Cum reușește Moș Crăciun, timp de o noapte, să ducă toate cadourile? Răsane. Zburătoare. Moș Crăciun va ajunge la micuții din această grădiniță la matineul de iarnă. Și de atunci, drăguțul a devenit veșnic. Va fi și surpriza serbării noastre, Moș Crăciun, care o să pregătească multe surprize pentru copii și jocuri, atât pentru copii cât și pentru părinți. Scrisorile copiilor vor fi expediate în scurt timp prin poștă în Laponia. Între timp, alți micuți s-au grăbit din noiembrie să-i scrie moșului. Acesta am primit undeva pe 10-12 noiembrie, deja solicitări, dar unde să expediem mai exact scrisorile. Și undeva 12-14 mii de scrisori de la copii par vin către Moș Crăciun.